Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi sunt numai eu cu băiatul cel mic acasă, așa că o să ne pregătim ceva rapid de mâncare. Am scos din congelator o pungă de cartabos, pe care o să o punem fai frumos într-o tepșă, o să o băgăm la cuptor, o să punem la 30 de minute aproximativ și la 250 de grade cuptorul, o să prăjim bine bine cartaboșul. Între timp, până ce o să se prăjească cartaboșul, o să mă duc și la beci și o să scot o pungă de varză murată, ca și murătură, o salată de varză murată. O să vă arăt și dumneavoastră cu această ocazie cum ne-a stat varza murată la pungă. O să facem și o tocană bună, o mămăligă, dar nu înainte să uit, înainte să-i mulțumesc domnului Dan Hotea, un sighetean care s-a stabilit în America de foarte mulți ani și care a avut plăcerea să fie alături de noi, de canalul nostru, să se alăture canalului nostru, să ne ajute. Îi mulțumim din suflet, bunul Dumnezeu să-i dea sănătate și măicuța Domnului să fie alături de el. Vă mulțumim din suflet, domnul Dan, să fiți sănătoși. Dacă vreodată veniți prin Sighetul Marmației, vă reîntorceți acasă, vă aștept cu mare drag la o mâncare tradițională și la un pahar de horincă. Acum să mergem să băgăm la cuptor, să punem cartaboșul la cuptor. Acum o să punem un pic de ulei în tavă. O să stropim cu un pic de ulei, ca să nu se prindă cartaboșul de tepșă. Ia așa un pic să se ungă tepșa bine bine. O să punem și cartaboșul, o să-l scoatem din pungă. Noi o parte l-am ținut în frigider, care l-am consumat atunci pe moment, iar celălalt îl ținem în congelator. Ia așa, cred că totuși e prea mult, dar o să-l pun tot. Deși cred că o să fie un pic cam mult. Așa, o să-l băgăm acum la cuptor pentru 30 de minute la 250 de grade, până ce el se prăjește, facem și mămăligă bună, aducem și varză din beci și facem o varză bună. O să băgăm acum cartaboșul la cuptor. Noi avem un cuptor electric, e un pic mai vechi, dar e foarte bun, e folosim de el așa cu mâini. Așa, o să băgăm, am băgat cartaboșul la cuptor. O să punem la 250 de grade, așa, pentru aproximativ 30 de minute. Atât. După care, între timp, merem și facem și o mămăligă bună și apoi o să revin cu alte imagini. Am ajuns în beci. Dragi prieteni, am ajuns în beci. O să scoatem, să vedem un pic mai întuneric. O să scoatem teascul. O să un pic, o să vă arăt și dumneavoastră cum ne stă varza murată, doar că se vede un pic mai rău. Ia uitați ce frumos stă, galbenă ca aurul de curată, foarte frumos. Uitați cum arată. Aici o să scoatem și o pungă, o să scoatem și o pungă de varză eluită, murată în pungă, chiar dacă unii oameni au cărcotit spunând că am pus pungi de plastic la murat, dar oameni buni, vreau să vă întreb câți dintre dumneavoastră nu ați băut suc sau apă minerală din sticle de plastic care stau și câte un an de zile în depozite pe la magazine, ori aia e mai bună. Noi punem varză la pungă la murat, punem de ani de zile și cu toate acestea nu ni s-a întâmplat niciodată nimic. Ia uitați cât e de frumoasă. O să mă durmă un pic să o spăl cu un J2 de apă rece, o spălăm un pic o lipezând, punem un pic de ulei peste și o salată minunată la orice mâncare. O să spălăm acum varza, o să-i dăm un jet de apă rece, o să o limpezăm un pic, doar cât o limpezăm. Așa. Ia uitați cât e de frumoasă, pentru cei care au vrut să vadă cum arată varza murată la pungă. Vă spun, oameni buni, puteți să o puneți liniștit, chiar dacă e în pungă de plastic, nu vă luați după unii și pe alții care scârcotași, pentru că, așa cum v-am mai spus, multă lume bea suc sau apă minerală din sticle de plastic, care stau poate și câte un an de zile în depozite pe la magazine, aia e mai bună,
Noi folosim de foarte mulți ani această rețetă și n-am pățit niciodată nimic. Atât o limpezesc frumos, pun un pic de ulei peste ea. Numai că mi-e un pic cam greu pentru că și filmez singur, băiatul are un pic de treabă și n-am vrut să-l deranjez. O să încerc cumva, chiar dacă o să mă chinuiesc. Așa. Uitați, oameni buni, ce salată faină ca aurul. Ai pus un pic de ulei pe ea și cu orice mâncare, cu fasole, cu pomana porcului, cu orice, mere la orice de minune, minunată. Chiar vă rog să o încercați și o să vedeți că o să-mi dați mare dreptate. O să facem acum și tocana, mămăliga, o să pun un pic de ulei, ca să nu se prindă de fund și să iasă mămăliga mai pufosă. O să punem și un pic de sare. Așa. Lăsăm să fiarbă, după care o să revin cu alte imagini. Dragi prieteni, ne-am făcut și o mămăligă bună între timp. Ia uitați cât de faină burește. Așa. Acum va trebui să mă descurc eu cu băiatul, pentru că soția nu e acasă și va trebui să ne descurcăm un pic singuri. Așa, uitați ce frumos. Așa. O să punem și un pic de ulei. Peste varză, să vedeți și dumneavoastră. Deci noi punem un pic de ulei, o amestecăm puțin și avem o salată minunată. Numai un pic, am uitat să aduc o lingură și o pupuliță. Vă garantez că această salată este o salată minunată, merge aproape la orice mâncare. Foarte, foarte bună. Acum o să ne punem și puțin cartavoș. Acum, oameni buni, să știți că chiar dacă multă lume a comentat și a spus că am făcut cartavoș din 4 kg de orez și prea mult orez și nu știu ce, dar să știți că la noi, cel puțin la noi în Maramureș și în partea de nord, aici oamenii încă țin unii cu alții și încă se ajută unii pe alții. La noi când se taie porcul, toată lumea pe stradă, chiar dacă ai 10-12 vecini, acum chiar dacă nu le duci la toți 12 vecini, dar la 10, cu siguranță le duci la fiecare câte o bucățică de hurcă și câte un pic de șorici, de aceea noi facem mai mult din 3-4 kg de orez. Cam, la noi cam toată lumea face așa din 3-4 kg, pentru că duc la toți vecinii, la toate neamurile, frați, surori, părinți, de aceea se face o cantitate mai mare și până una alta, chiar dacă nu e așa multă carne, e mult mai sănătos, ca să zicem așa. Dar o să vă arăt că e și carne în el, o să vă arăt. Ia ce faină e varza. Și acum să vă arăt și carne, ca să vedeți și dumneavoastră. Ia uitați, dacă ar fi numai orez, ar fi numai orez gol. Dar eu, poate că e și vina mea, că am uitat să specific când am făcut toate aceste pregătiri. Am avut căpățâna porcului și pe lângă căpățâna porcului am mai cumpărat două inimi, o bucată mare de ficat, o jumătate de căpățână de porc. Ia uitați și dumneavoastră. Deci carne în el, nu-i numai orez cum zic unii, dar cât cota să găsesc întotdeauna. Și în fond și la urma urmei noi l-am făcut pentru noi, ca să-l servim noi. O să vă servesc și cu un pahar de orinca, așa simbolic, chiar dacă eu nu o să servesc. Dar așa pentru dumneavoastră, o orincuță de pere. O dau din toată inima. Băiatul el și-a adus și puțin castravezi murați, foarte crocanți, foarte buni. Ia uitați cât e bun și e crocant. Mamă, mamă! Dragi prieteni, vă doresc poftă bună. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine. Doamne ajută la toată lumea!